În acest început de săptămână, la Palatul Culturii Teodor Costescu s-a desfășurat prima ediție a concursului județean de colinde tradiționale și cântece de iarnă, E vremea colindelor. La eveniment au participat sute de copii, acolo unde au interpretat cântece și colinde tradiționale păstrate din generație în generație. Concursul de colinde și cântece tradiționale românești Vremea Colindelor este la prima ediție și a fost susținut la Palatul Teodor Costescu din municipiul Drobeta Turnu Severin, acolo unde au participat 100 de copii și 20 de grupuri din școlile și grădinițele din județul nostru. Cu ocazia sărbătorilor de iarnă sunt programate pentru această perioadă o sumedenie de spectacole cu colinde păstrate din generație în generație. Și bine ați venit, dragii noștri, astăzi la concursul de colinde tradiționale românești și cântece de iarnă intitulat E vremea colindelor. Noi suntem la prima ediție și sperăm să avem cât mai multe ediții de acum înainte. Vrem să vă mulțumim că ați ales să participați la acest concurs și că vreți să luați contact cu tradițiile noastre românești. Vreau să vă spun că am avut sprijin din partea Palatului Culturii Teodor Costescu, de aceea ne și aflăm astăzi într-o locație atât de frumoasă cu acest decor minunat și pentru asta îi mulțumim doamnei manager Delia Râniceanu. Vreau să vă urez succes, oricum eu știu că sunteți cei mai buni. La eveniment s-au înscris și au colindat copii frumoși și talentați. Aceștia au încântat juriul și părinții prezenți la eveniment cu performanțele lor artistice, au colindat, au cântat și au impresionat pe toți cei prezenți în sală cu momente artistice unice. Concursul de colinde și cântece tradiționale române s-a desfășurat pe mai multe categorii de vârste. Comisia de juriu a avut misiunea aproape imposibilă de a alege câștigătorii, în condițiile unor punctaje extrem de apropiate. A fost apreciată calitatea interpretării, autenticitatea repertoriului și a costumelor populare. La eveniment s-au acordat premii speciale din partea juriului, mențiuni, dar și diplome de participare. Felicitări tuturor concurenților, cadrelor didactice îndrumătoare și părinților, dar și organizatorilor.